De câte ani ai permis, Ruxandra? Din tinerețe. Ciao. De câți ani ai permis? De câți ani am? 25 minus 18. Faceți calculele. Toți avem 25 în emisiunea asta. Știți care e răspunsul? De la 18 ani. De atunci am permis, nu mai calculăm, nu mai să. Da? Și tu? Da, la fel. Da, și și mașina de 10 ani o am. Ce bani am. Cum ar trebui să o schimb. Bă, ai făcut bani buni cu blogul săptămâna trecută? Nu, că eu îi fac așa la câteva luni. Știi, se adună și la câteva luni îi primesc. Da, și când îi primesc? Ei, la câteva vă luni? Scot la... Asta zic, să nu vii cu mâna goală la câteva luni. Mai adune nu, și am, nouă. Am venit cu... Azi cu mâna... Da, telefonul e al meu. Pozele tot ale mele sunt. Voiam să vă întreb, că nu întâmplător am venit. E plin de poze al meu. Vreo 8.000 am în telefon. Peste 8.000. Așa. Voi? Chiar de curiozitate. De curiositate, mult mai mult decât ai tu. Mai mult? 13.172. Unde văd? Uite aici, intri la foto. Unde? La fotos? Stai că nu pot să-ți arăt chiar tot ce am în telefon. Și am multe filme, 609, cred că alea. Mamă, cât de tare, că suportă memoria atâtea. 10.000 și 2.000 de videouri. Eu sunt mai pe video. Eu nu știu unde am ajuns aici. La e ok, la Ramona mi-e frică să întreb. De ce? E ok. Nu te-am intrat aici. Ce vrei să ne arăți? Tu ești mamă, voiam să te întreb cu David cât la sută dintre astea crezi că sunt? Nu sunt foarte multe și asta pentru că David nu prea stă să-l pozez, dar dacă ar fi după mine, da, aș face mult mai multe poze. Eu am multe poze cu copiii mei în telefon și cu cât mai mici copii, dacă ți-amintești, cu atât mai mare dorința de a-i poza, pentru că stau și pot să-i pozez în toate părțile, în toate pozițiile și tentația de a-i posta este foarte mare. Tocmai de aceea, zici, ai de zis, Florine, că trebuie să zic eu ce am de zis. Nu numai la copii e tentația asta mare, să-i pozezi din toate... Păi eu de-aia că... Fii atent, dar postezi? Ce pozezi? Nu, 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 n-am cum. No. Aia zic... Tu postezi tot cu copil? Aia zic că nu, nici eu nu fac asta, cântăresc foarte bine. Uh-huh. Și asta mi-aș dori astăzi, să îndemn părinții să se gândească de două ori înainte de a publica orice imagine. Corect. Cu cei mici pe blog, pe rețele de socializare, pentru că ăștia mici ai noștri sunt prima, practic, generație de copii care trăiește în online. Cu noi nu sunt poze de când eram mici. No. Cei care am copilărit acum 20-30 de ani. Exact. Sunt pe hârtie și sunt foarte bine, adică știi exact cui le arăți. Uh-huh. Știi celebra poză cu copilașul în fundul gol pe, da, pe burtică? Asta zic că pentru că se poate ajunge, adică trebuie să te gândești, copilul este al meu în teorie. Practic, el are propria personalitate, un individ distinct, are drepturi și are un viitor înainte. Adică orice ce eu fac astăzi și orice imagine postez cu el se va reflecta în viitorul ăsta. Știți de cazul adolescentei din Austria care și-a dat în judecată părinții? Wow. Pentru că pur și simplu a simțit că i-au distrus viața. Deci postau oamenii sistematic, de când s-a născut fetița asta, postau imagini cu ea dezbrăcată, cu ea în timp ce schimbau scutecele, wow, cu ea pe o liță. I-a rugat în repetate rânduri să înceteze, oamenii au refuzat și a ajuns să-i dea în... Hai să ne uităm ce poze mai avem noi prin telefon cât vedem reportajul pe care ne l-a adus Ruxandra. Una mai drăguță decât alta, așa suntem noi părinții. Avem o mulțime de imagini simpatice cu ăștia mici în telefon și tentația e mare să le postăm pe toate. Bine ar fi însă să ne gândim de două ori înainte de a publica orice imagine cu copilul. Când ai început, Amina, să postezi pe blog și pe Facebook fotografii cu copiii tăi, cu Noa și cu Sofia? Pe pagina personală am început să postez din prima oră de la naștere. Entuziasmul acela să-ți arăți copilul a fost și la mine, ca la toată lumea, cred. Am început să punem poze cu ea de când am deschis blogul. Asta înseamnă că avea în jur de 4 luni. Atunci când am pornit blogul, am avut o politică interioară. Mi-am propus să nu postez nicio imagine cu Sofia. Între timp, blogul a crescut și astfel am început să public poze cu ea. Este în natura umană această nevoie de a împărtăși și de a te conecta. Tot ce înseamnă conexiune online a înlocuit de foarte multe ori interacțiunea față în față, live. Părinții încearcă să primească aceeași formă de conectare prin intermediul media. Practic, blogul nostru este un blog de familie. Drept urmare, cu toții avem acolo. Vrem să îi ajutăm pe oameni să călătorească și de aia credem că arătându-o și pe ea în poze alături de noi,
demonstrăm că se poate călători cu un copil, așa că blogul nostru și pozele cu ea au o utilitate didactică, să spunem așa, pentru oamenii care ne urmăresc. Există o diferență între a pune o poză online și a pune o poză într-un album de familie. Diferite consecințe, există unele benefice, putem primi mai multe aprecieri, fiind mai mulți oameni care văd poza, putem să primim pur și simplu mai multe aprecieri care ne fac să ne simțim bine. Dificultatea fiind este că dăm voie oamenilor pe care nu-i cunoaștem, nu ne sunt dragi, au posibilitatea să vadă o parte intima vieții noastre. Postăm poze care să nu fie pentru ea umilitoare mai târziu și de care să-i fie rușine. Nu o pozăm tăvălindu-se pe jos, deși este foarte distractiv de altfel, dar pentru ea s-ar putea mai târziu să nu fie. Publicând o imagine cu fetița mea, o imagine decentă, era în mașină, în scaunul din mașinii, veneam de la școală, și am primit un comentariu nepotrivit la o poză cu un copil. Atunci am luat hotărârea de a nu mai posta nici o imagine cu ei. Să iei în calcul că persoana a cărei fotografii o folosești, deși este copilul tău, nu este aceeași persoană cu tine. În continuare, acel copil are opinii, are drepturi, va avea o viață întreagă care urmează să se întâmple. Și atunci am nevoie să mă gândesc la aceste lucruri când iau ceva ce nu mi-aparține neapărat mie, este imaginea copilului meu. Și atunci am nevoie să fiu foarte respectuos, foarte respectuos de emoțiile copilului, foarte respectuos de intențiile copilului. Poate copilul meu acum are câteva luni, poate are 3 ani și opiniile lui despre obiceiurile mele de a posta sunt non-existente. Dar vor apărea opinii, vor apărea opinii la 10 ani, la 13 ani, la 30 de ani. Ce schimbare ai observat de când nu mai postezi imagini cu copiii tăi? Ai mai puține like-uri, te simți altfel? Nu, absolut deloc. Este doar o vrajă online-ului și odată ce te rupi de azi, dai seama că nu ți-aducea nimic în plus. Ce crezi că o să spună peste ani când o să se vadă în toate postările astea? Eu sper să-i placă. Modul în care noi o prezentăm pe ea este un mod pozitiv, dar real în același timp. Și sper să-și aducă aminte cu plăcere și toate postările astea să fie ca o amintire pentru ea, pe care să o poată arăta apoi copiilor ei. De asta zic, internetul nu e pentru toată lumea. Dar o legislație dură te poate ajuta foarte mult. Uite, eu acum, dacă o pozez pe Ramona. Ramona, vrei să fac o poză? Da, bineînțeles. Fără consimțământ. Fete, o pozez, da? Da. Și o postez automat. Dacă eram în Franța și Ramonei nu-i convenea cum a ieșit în poza respectivă și mă dădea în judecată, riscam până la un an de închisoare și puteam să plătesc o amendă de până la 45.000 de euro. Pentru că am pozat-o și am postat-o fără consimțământul ei. Și prevederile acestei legi se aplică și părinților. Acolo, în Franța. Mm-hmm. Dar noi, aici nu? La noi o pozam și o postam. Stam fără probleme, dar nu o fac pentru că suntem prieteni și o fac. Okay. Dacă îți plăcea cum ți-a... Sunt ok. Bun subiect, mulțumim frumos, Ruxandra. Mulțumim, și aveți grijă ce postați, cât postați, cum postați. Și